Primarul municipiului Călăraș a organizat în data de 12 ianuarie, la sediul primăriei municipiului Călăraș, o conferință de presă. În cadrul întâlnirii cu reprezentanții mass-mediei călărășene, au fost purtate discuții pe marginea bugetului local. De asemenea, au fost atinse subiecte precum majorarea taxelor locale, datoriile înregistrate de cluburile de futsal și handbal masculin și viitoarele obiective ale primarului în anul 2021. La futsal am venit, am constatat că era o datorie de 300 și ceva, 30 și ceva de mii de lei la stat, o datorie care era, este ok din punctul meu de vedere. Nu mi s-a părut corect ca un buget de 10 miliarde, de 1 milion de lei noi, să fie alocat pentru 12 copii. Nu știu dacă în altă parte, în județ sau în țară, există această bursă, că pot să numesc și o bursă sportivă, undeva la 80.000 de lei pe an de fiecare copil. Drept urmare, n-a avut nici performanță. Drept urmare a faptului că sunt 8 echipe de futsal în țară. Drept urmare a faptului că am constatat că suntem o echipă de jaloane. Nu am mai putut să finanțez acest club de futsal. Al doilea punct, cel mai și mai important și mai arzător, este ce facem cu handbalul la Călăraș. Conturile sunt blocate. 7 miliarde de lei aveau să dea la un jucător care a câștigat în toate instanțele sportive această sumă. Și a obținut și dreptul de a bloca conturile clubului. Această poveste se știa dinainte. Dar, nu știu, s-a lăsat așa. A zis că vom vedea noi ce-o face. Pe lângă cele 7 miliarde care le datora clubul jucătorului respectiv, a mai găsit și 3 luni de zile salarii neplătite în spate și iarăși am avut surpriza în care să văd că salariile nete sunt undeva la 4 miliarde jumate de. Spun 4 miliarde ca să înțeleagă toată lumea când eu. Net. Am mai găsit vreo 3-4 miliarde datorii la stat. Și povestea a continuat. Am zis nu renunțăm la handbal. Ce avem de făcut în situația asta? Am început procedura de insolvență. Și aia e surpriză. Judecătoria de insolvență, tribunalul sau, da? Ne-a dat 3 termene până care nu ne recunoaște insolvență. Și aici povestea se încheie. Pentru că noi pe legea 350 nu putem să funcționăm și este clar că noi pe lege spunem clar. Noi plătim, noi finanțăm numai activități sportive și ce decurte din aceste activități sportive. Deplasări, cazări și ce mai au, echipamente și ce mai. Nu putem să plătim datoriile în instanță și tot ce decurge din urmă. Datorită faptului că s-au acumulat datorii și din spate la finanțe, legea spune că nu mai putem să finanțăm dacă au datorii la stat. Trebuia să avem performanță. Trebuia să avem resurse și din alte părți. Vreau să vă spun că singurul care finanța era primăria Călăraș. Următorul pas care l-am acum în discuția cu handbalul este să vină președintele la mine și cine mai e în staff acolo, să discutăm o poziție de finanțare pentru Liga 2. Și trebuie să facem o adresă în luna ianuarie până în februarie la jumătate ca să putem să facem acest lucru. Asta e povestea cu handbalul la Călăraș. Și acum revenim la buget. Voi asfalta strada Luceafărului, porțiunea dintre tronsonul dintre Pandur și Belșugul. Adică toată. Nu toată. Luceafărului este și Mircea Văd. Voi asfalta pe partea cealaltă
strada Zefirului, de la Pandur la strada Nuform. Și trotoare reabilitate și carosabile. Voi asfalta, ca să electron solul Titulescu cu Știrbei, strada Borcea, inclusiv parcările. S-a terminat licitația pentru strada Plevna, Rahova și Victor. Voi începe cu strada Plevna, că este cea mai lungă. Și vom face anul ăsta. Tot bugetul pentru aceste străzi e undeva la 13 milioane de lei, dacă nu mă înșel, 130 de miliarde. Și o strada Plevna ne va costa undeva la 4 milioane 600. Vom începe, așa cum ați văzut pe site-ul primăriei, vom începe cu București. Am depus deja documentele la CNI și tot ce ne-au cerut și în completare pentru a asfalta și Mircea Vodă. Dacă nu obținem de la CNI, dar cred că vom obține finanțarea pentru cartierul Mircea Vodă, vom începe pe fonduri proprii. Vom face sediul poliției locale, pentru că este legat de un proiect european și atunci trebuie să facem, să modernizăm o centrală, să-l transformăm în centru, în centru de monitorizare. Și atunci trebuie să facem, ca să punem, să facem centrala aceasta, să facem sediul poliției locale pentru a deveni centru de monitorizare trafic, trebuie să alocăm vreo 2 milioane și vreo 200, vreo 22 de miliarde. Dar ținta mea este de a asfalta cât mai mult și a avea cât mai multe trotuare bune. Toată zona de mal, toată zona de mal va fi transformată într-un imens parc. Cât timp? Cât timp durează? Vreau să vă spun că toate aceste proiecte, chiar dacă au fost semnate, cred că de un an de zile au fost semnate, nu? Câteva luni. Deci ceva, nu, mai avem câteva ani cu acea, da? Dar au fost semnate de un an de zile. Obligația cel mai mare dușman al nostru la momentul acesta este timp. Pentru că tot ce ridicăm acum în SICAP și tot ce punem în implementare trebuie să le terminăm până în anul 2023 decembrie. Trebuie să le terminăm pentru că în 2023 decembrie se termină finanțarea. Și nici nu mai putem să luăm o prelungire pentru că gata, s-a închis. Și atunci ce? O să fim tot timpul în șantier să lucrăm și să terminăm la timp toate aceste lucrări.